Sute de persoane au așteptat la rând în frig pentru a putea intra la serviciul permise și înmatriculări auto Suceava, astfel că nemulțumirile sucevenilor care vor să dea examen de permis de conducere, dar nu are cine să-i examineze, sunt justificate, doar că instituția nu are cu cine examina. De două ore. Două ore? Două ore, da. Pentru ce sunt oameni care vin de a treia oară asta. Pentru reprogramare și reprogramare. La 6 luni trebuie să vii să aduci alt cazier și să aștepți. După mai aștept 6 luni, aduci alt cazier și aștepți să dea mesaj, te sune. Cam asta e procedura. Din cauza lipsei de personal la... Sigur că da, da. Examen. Ai dat examenul până acum? Am dat pentru B, pentru C și acum aștept la ei. Am un an jumate de când aștept să dau la ei. Ai un an jumate, da. N-ai dat niciodată pentru ei? Nu, doar sala. Doar sala. Și un an și jumătate... De un an și jumătate aștept să dai proba practică, proba să ieși practică, pe traseu. Da. Dar nu sunt examinatori după ce s-a întâmplat anul trecut. De unde ați venit? De la Frumosul. De la Frumosul? Da. Și de cât timp stați? O oră jumătate. O oră jumătate și cam cât credeți că mai stați? Încă pe atât, mă. Dar numai astăzi se poate? Da, da, da. Deci numai marțea, nu? Miercuri. Miercuri. Da. E pentru prima dată de când... Nu, că am venit pentru băiat, eu nu sunt pentru mine. Dar de cât timp așteaptă băiatul să dea examenul? A, nu, nu, că odată e primul. E prima dată, da? Da, da. Cât timp așteptați, doamne? Tot e când a venit și doamne aici, de o oră și ceva stăm aici. O oră și ceva? Da. E prima dată? Da, e prima dată. Primul examen? Nu, e pentru reprogramare la examen la traseu. De cât timp așteaptă? Din iunie. Din iunie așteptați, da, să dați examenul, nu? Am dat, am pierdut odată și am uiat doilea să vedem. Și acum, practic, ce trebuie să faceți? Să așteptați să faceți, să vă ia mai repede sau de ce? Ca să, na, expiră dosarul și să vedem dacă poate reprogramăm. Stați, doamnă, stați, vă spunem. Așa. E a patra oară care vin aici, n-am dat niciodată examenul și nu mi-a pierdut dosarul să mă programeze. De când așteptați să dați examenul? Din iulie. De pe 7 iulie. Ați luat sala și... Da, și de pe 7 iulie m-au programat pe 21 ianuarie. Că vă expiră dosarul între timp, nu? Da, cum? Îmi expiră în februarie, dar eu n-am dat niciodată sala. Sunt care o dată, da? De unde veniți? De la Gura Humorului. De la Gura Humorului? Și ăsta a patra oară care vin aici la o audiență. Săptămâna trecută a fost în concediu, că au concediu. Și noi... Doamne, de ce aveți nevoie de permis de conducere? Eu am doi, trei ani, m-am avut handicapați. Un om murit, am îngropat chiar ieri. Mai am doi acasă, nu mai pot, mai dau bani pe taxiuri, vin la controle, ca nu iei înapoi. Deci nu se poate, nu se poate, bătaie de joc, chiar bătaie de joc. Aici la Suceava e bătaie de joc. Cum ați așteptat astăzi? 2 ore jumate, aproximativ. 2 ore și jumătate? Aproximativ. De cât timp aștept să dai examenul? Cam mult, mult timp, nu știu exact să vă zic. O lună, două, jumătate de an? Jumătate de an, da, 5-6 luni. Jumătate de an. Ai dat vreodată până acum examenul? Da, am dat odată. Și acum aștept reprogramarea. De unde ești? De Suceava. A, de Suceava. Ești aproape de aici. Da. Dar ce-i cu coada asta așa de mare aici? Ai idee? De ce se face coada asta? Doar astăzi se poate veni la cererile astea? Da, doar în zilele de miercuri este audiență, din cât am văzut eu. Cât timp așteptați astăzi? De 3 ore, cred. Cine? 3 ore a stat aici? Da, sunt venită de la 1:30. 1:30? Păi e 4:20. Da, de la 1:30. 3 ore și jumătate. Uh-huh. Ați reușit să dați vreodată examenul până acum? Am dat sala și apoi traseu, proba practică, în iunie, la sfârșitul lui iunie. Și era vorba să mă programeze peste 2 săptămâni și a zis că îmi dă mesaj pe telefon și nu am mai primit nimic. Asta e a treia oară când vin aici. Categoria B? Da, sigur. Ce veți face? Stați aici până la cât stați? Am înțeles că este doar până la ora 5, dar probabil se va prelungi la cât sunt la rând. La 2. De la 2?
Deci ai vreo 2 ore și jumătate. Ca lume. De câte ori ai reușit să dai examenul până acum? Odată. Odată când asta? În septembrie. Pe 28. A, deci relativ recent, ești norocos cumva. A, da, n-am. Și am mai depus odată la 2 ore și nu am primit niciun mesaj, nimic. S-a vedea acum. Aici care e sistemul? Intri în audiență și dacă primești mesaj, ești reprogramat, dacă nu, nu. Nu, da. Așa. Deci, practic, voi când ieșiți de acolo, nu știți dacă sunteți reprogramat sau nu. Da, 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 îți dă mesaje. Îți dă mesaj cine e câștigător ca la 6. Da, 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 da. Ca la loterie. Ca la loterie. Și în fiecare miercuri, dacă nu, trebuie să stai la coadă aici? Da. Ce se face? Cam da. Cam da, așa, asta e viața, ce se face.